În primul rând, n-ai ce să cauți cu degetele pe aici. Așa, si 3-0 competition și Audi să te lase să ai asta cu halogen. Adică nu e atât de rea. Bine, gândește că atunci când trec peste o linie de tramvai, încetinesc la 0. Știi, mamă, 320 de cai, mergi cu viteză, tu vrei să te duci la liniuțe. Pe bune? Chiar există niște boxe afară? Da, este, deci că dacă tot au făcut un facelift în 2016, puteau și ei să bage niște tehnologii de 2016, nu de 2012. Salutare, dragi iubitori de mașini, bine ați venit pe Vroom Vroom Vlog. Astăzi avem cea de-a doua parte a materialului dedicat Audi A6. O mașină foarte faină, în variantă competition, iar în materialul de astăzi sunt sigur că o să primești o mulțime de informații dacă, de exemplu, te gândești să schimbi mașina. Pentru că mașina asta a ajuns la proprietarul invitat prin intermediul unui schimb și subiectul ăsta mi se pare foarte relevant în perioada asta în care e mai ușor să schimbi decât să învârți niște cash. Te invit să lași în comentarii ce părere ai despre schimburile auto, iar dacă ai făcut vreodată, vreau să-mi spui experiența ta pe care ai avut-o prin intermediul acestei modalități de a schimba mașina. Ca de obicei, ai link în descriere spre școala de șoferi online dacă urmează să te apuci de școala de șoferi și vrei să învățăm împreună și un voucher de reducere 20% dacă te gândești să-ți achiziționezi un raport car vertical. Acestea fiind spuse, hai să dăm drumul materialului pentru că sunt sigur că o să-ți placă. Eu merg pe ideea de original, dar acum pentru că mașina asta are totul original, cu ea nu am ce să-i mai pun, în afară de cum ți-am zis să... I-ai schimbat asta, nu? Să iei tu așa, si 3-0 competition și Audi să te lase să ai asta cu halogen. Asta a fost prima chestie pe care ai schimbat-o și singura. Și singura, pentru că n-am ce să mai pun. De cât timp e la tine? De un an face peste o lună. Cât te-a costat întreținerea mașinii? Primul lucru, și asta recomand tuturor, îți iei o mașină, nu contează că cel dinainte zice am făcut distribuția, am făcut uleiul, nu. Cel mai important din punctul meu de vedere e tu să schimbi uleiul. Eu am un domn în București, pentru cei din grupul VAG. Da, mi se pare chiar normal și sunt de acord să-i și spui numele, pentru că... Pe domnul acesta îl cheamă Cătălin Vasiloiu. Pe clubaudi.ro este cunoscut și are o reputație bună. Pe Audi A6 C7 pe Facebook nu este atât de bine văzut pentru că are tupeu să zică părerea lui. Ceea ce mi se pare o problemă la noi în țară, dar nu intrăm în detalii. Omul este un profesionist din punctul meu de vedere, adică m-am dus la el, a ridicat mașina când am luat-o și am început. Ulei, filtre, ulei în cutie, pentru că este ce, și aici chiar vreau să subliniez chestia asta, Audi spune că uleiul din cutie este long life. Ia fii atent, stai un pic, deci stai să înțeleg acum, că acum încep să se lege niște lucruri. Cutia dinainte e cutia aia care era foarte problematică, de toată lumea avea probleme și tot pica. Estronicul. Am înțeles. Și varianta asta a venit cu... Cutia făcută de ZF, care și pe BMW. Care a rezolvat problemele cunoscute. Da, exact. Adică e o cutie cu convertizor și Audi spune că uleiul nu trebuie schimbat niciodată. Este cea mai mare prostie din punct de vedere al nostru care ține mașini mai mult de 5 ani. Un neamț nu va ține mașina mai mult de 5 ani și atunci zice mașina nu are nevoie să schimbi uleiul. Pentru că pe 5 ani omul ăla o duce la reprezentanță, ăia îi fac schimburile și o vând. Dar la noi mașina trebuie să aibă uleiul schimbat și eu sunt cel mai simplu exemplu. Mașina are 173.000, eu am luat-o la 161.000. Bun. N-a avut niciodată uleiul schimbat pentru că la reprezentanță, dacă nu cunoști pe cineva, dă cu bâști. Deci nu, băi, Audi, și îi înțeleg și pe ei, dacă fabrica spune că nu se schimbă, ei n-au ce să facă. Și am fost la omul ăsta și mi-a zis, băi, uleiul în cutie se schimbă. Când a desfăcut baia de ulei, nu pot să exprim ce culoare avea uleiul ăla, deci era apă. Nu poate zica nimeni că ăla mai făcea ceva înăuntru. Nu aveai ce să faci. Da, asta e deci important de știut. Și asta trebuie să știe toată lumea care își ia cutii ZF și merge pe ideea nu trebuie schimbat uleiul. Ba da, trebuie, la ZF-ul spune și cred că am cartea chiar acolo, între 60 și 120 de mii trebuie schimbat. Bine de știut. Te-a costat foarte mult? Nu. Eu am dat, ce aici pot să zic, noi roșine, deci domnul acesta lucrează numai pe original. Dacă vrei pe original, merge pe original, dacă vrei altceva, îi spui și, adică, nu știu, filtrele pot fi man, că
Audi lucrează cu MAN, adică să nu fim chiar așa de restrictiv. Dar uleiul, el merge pe original, pentru că mi-a zis că uleiul original are o viscozitate și poți să pui tu Castrol, ăla are tot 0,1 dacă e viscozitatea mai mică, nu e același lucru. Și mi-a pus, deci cred că în ea intră 6,5 litri de ulei, cu spălat baia de ulei, pentru că este și pilitură de la ambreiaje. Corect, normal. Se schimbă magneții, care sunt, mi se pare, cei mai importanți, erau plini de pilitură. Păi 160.000 de kilometri, mașina având 326 de cai, bănuiesc că fostul proprietar n-a mers încet cu ea, mai ales în Germania. Da, corect. Cu ce vorbim. Iar dacă îți place această serie de review proprietar, nu uita să dai like acestui material, subscribe dacă ești pentru prima dată pe al nostru canal și, important, dacă ai o mașină interesantă, nu ezita să-mi scrii pe Instagram sau pe mail, în așa fel încât să ne vedem și să apare într-un material vreun vlog. Mi-a zis că trebuie schimbat și lichidul de frâne. Bun. Mi-a zis că din punctul lui de vedere, ținând cont că are și 160.000, nu știm când am carte service, mașina, dacă mă lua reprezentanță cu ea, are absolut totul făcut. Uh-huh. Are 5 pagini de service, adică omul are grijă. Și aici o să vreau să atrag atenția cu ceva pe care vertical n-apare absolut nimic. Există, deși posibilitatea este asta. Făcută la reprezentanță, deci există posibilitatea asta. Există. Da, după ce mi-a povestit experiența cu car vertical proprietarului Audi A6, am făcut și o verificare. Se pare că toate informațiile sunt acolo, probabil a fost o problemă ori de înregistrare, ori de serie de șasiu, ceva a fost cu problemă acolo, dar se pare că toate informațiile sunt pe raport. Deci, în cazul acestei mașini, toate informațiile de care avea nevoie să achiziționeze o astfel de mașină sunt în raportul car vertical. Există posibilitatea ca în momentul în care vorbim despre o verificare, da, e pur și simplu dacă mașina respectivă apare în baza lor de date. Nu. Deci nu ți garantează asta nimic. Nu înseamnă că mașina este măsluită, adică e foarte simplu. Tot, dacă vorbim de o mașină de genul ăsta, îi fac o verificare car vertical, văd că nu apare nimic, ok, iau mașina și mă duc în reprezentanță, exact, și în reprezentanță îmi dă exact datele. Exact, eu așa am făcut, am intrat, am verificat-o pe car vertical, am văzut că avea pozele din Cluj. De la vânzare. Da, exact, de cine a adus-o în țară. Înseamnă că avea și kilometri. Avea o kilometru, 120 și ceva de mii, exact cum o vindea și cel de la Constanța, că a fost la Constanța, și apoi pauză. Nimic, deci că după aia tot istoricul pe care l-am cerut de la reprezentanță de 5 pagini și am văzut exact tot ce a făcut omul ăla cu toate dotările, cu tot, nu era. Da, există, clar există posibilitatea asta. Există posibilitatea asta, adică nu înseamnă că dacă să te încrezi 100% acolo și ai mai zis chestia asta. Și deci e cea mai proastă alegere, exact, adică e exact ca și cum mai merge pe lane assist în continuu și tu nu pui mâna pe volan, mașina nu, o să zică, bă. Da. Deci ideea e următoare, e doar o modalitate, e încă o modalitate prin care poți să-ți verifici mașina. Exact, exact. În care poți sau nu să găsești informații despre ea. Exact. Deci nu-i. Așa, și să continuăm cu întreținerea, am schimbat lichidul de frână, antigelul și mi-a activat CarPlay-ul, pentru că nu era activat. E service mare, ce mi-a. Da. Și asta probabil. Și nu, asta n-a schimbat atunci când nu o avea. Că a trebuit să o aducă de undeva. Mi-a activat lap timer-ul. Bine, stau acum pe Night Vision ca un focalar. Așa, 4.000 de lei. Bă, nu mi se pare mult mai mult. Nu mi se pare mult. Cu mi se pare chiar tot de bun simț. Adică și manoperă și tot. Dacă făceai manevra asta la reprezentanță, 25 milioane numai ulei în cutie. Da. Atât. Da, interesant asta. Referitor la modalitatea în care ai achiziționat mașina, zi-mi cum ai achiziționat mașina asta, pentru că știu, cel puțin și eu aș fi interesat de ideea de schimb. Am pus în noiembrie 2019 a șasele celălalt la vânzare. 2 litri. Da. Pentru că erau 150 de cai, n-a sunat nimeni, pentru că e mare mașina și tot. E mare mașina, e puturoasă. Nu pot să ne, că n-aveau dreptate. Corect. Oamenii. Am mers cu mașina aia, făceam București. Dacă vrei să meargă mai repede, nu e o variantă bună. Da. Adică dacă vrei să faci o depășire, ca să nu se înțeleagă, dacă vrei să mergi 200, prinde așa ea 200. Că am ajuns cu ea anul trecut, acum 2 ani în Germania și eu aprind 200. Dar nu poți să o compari niciodată. Dar nu poți să o compari cu asta. Adică asta i-a apăsat accelerația, știi că, băi, l-am depășit pe ăla, la revedere, mulțumesc frumos. Am pus-o pe internet. M-a sunat la un moment dat un tip, că tot mi-aduc aminte acum, estronicul ăla uscat, care este pe 150-190 cu probleme. Care, da, cutia cu probleme. Cutia cu probleme, dar aici nu vreau să înțeleagă că este cu probleme. E un tip pe Facebook, pe Audi A6C7 România,
450.000 de kilometri cutia aia. Nu are nici cea mai mică problemă. De ce? Revizii la timp. Deci aici e o și o problemă, că tot dacă îți zice Audi, băi, schimbă uleiul la 60.000 și tu îl schimbi la 80.000, nu-i bine. Nu-i bine, că uleiul ăla și-a pierdut proprietățile. Da, corect. Și ambreiajul ăla fiind și uscat, l-ai terminat. Da. Îți zice Audi că la 250.000 de kilometri să schimbi ambreiajele și tu nu iei o mașină, că să dau kilometri înapoi, nu știi care 250.000, vai, cutia proastă. Nu e cutia proastă. Are niște trepidații, am avut, n-am de ce să neg. Probabil dacă aș fi desfăcut-o și aș fi schimbat ambreiajele sau volanta, dar avea 180.000 mașina. Real, că era, a adus-o tata din Olanda. Și cum ai dat de asta? Și am încercat să o vând, cum ți-am zis, n-am reușit, ai postat-o și tu, nimic. Trebuie să mă obișnuiesc cu gândul ăsta, hai să încerc să schimb. Hai să încerc, știam că înseamnă să dau mai mulți bani, știam că valoarea ei va scădea și valoarea celei pe care o iau va crește. Am vrut să-mi iau una 7 alb, 320 de cai, nu avea nici pe aproape tot rările astea, avea cred că perne, dar avea interiorul pe care l-aveam și o calcantara și cu piele, avea trapă, dar dacă nu mă înșel plafonul era gri, nu era chiar pe placul tău. Mă consolam cu ideea că e al motor și ziceam, băi, lasă că o să-i găsesc eu, să-i schimb chestiile pe care le vreau. Că avea portbagaj electric, mici chestii. Am vrut să o iau. L-am sunat, am vorbit, i-am trimis poze, mi-a trimis și domnul acela poze. Totul era, pot să zic că palma era bătută. Ne înțelesesem la un preț, mie îmi convenea prețul, că era mult mai mic decât ăsta. Îl sun pe omul acela luni dimineață, la 9, când a venit tata de la muncă. Da, am dat. Da, super. Pentru un copil, că pot să zic, la 21 de ani, mi-a picat lumea în cap. Și ne-am apucat să căutăm. O știam pe asta, a apărut și fix de ziua mea, în mai, cumpărat. Dar chiar așa dură e? Hai să mergem un pic cu ea. Păi e, chiar e. Chiar e un pic de dură, dar nu este atât de... Bă, dar cum s-aude, ești nebun? Da, e... Adică... Mamă, cum s-aude, să-mi bag picioarele. Bine, pentru cei care știu, are boxe. Uh-huh. Adică... Acum e cu... E cu boxe deschise, da. Adică aici vedem dynamic și înseamnă că-s boxe deschise. E... E dură. Ea are boxe, vezi? Și e zero jantele pe 19. E dură, dură. Deci, e nu pot să zic că e atât de nu pot adică să adică dacă vrei ea, să ții una 6, probabil ca și om te aștepți. Ok, pentru noi nu, nici pentru mine. Pentru mine ar fi perfectă, că nu mă deranjează deloc. Dar dacă aș fi mai în vârstă și mi-aș lua una 6, mi-ar plăcea să fie mai erat. Da, dacă ești mai în vârstă, ții 30 BTDI, 326 de cai. Dar ce are? Tu da, ce, peste da. 20 de ani... Adevărat, de fapt că până la urmă la vârsta aia îți permiți. Despre asta e vorba. Aia. Da, e dură, dar nu pot să zic că e atât de dură încât nu poți să mergi cu ea. Nu, clar. Eu merg cu ea, merg acasă, n-am nici cea mai mică problemă, dar da, e dură. Și pe perne am un prieten tot 3000 BTDI, are pre-facelift. Poftim. Și are perne pe aia. Zici că e suspensie sport. Deci zici că e să... Dar asta? Da. Dar este suspensia asta. Sport a, gen... A, sportul... Da. Chiar e... Da. Da, nu-i, uite. Adică nu e atât de rea. Bine, gândește că atunci când trec peste o linie de tramvai, încetinesc la zero. Și știi care e ideea? Mai trebuie să ai în vedere și asta, că ea acum e cu roțile mici. Da, am mers cu ea când am luat-o, cu alea pe 20, că ea avea jantele pe 20. Și asta a fost, cred că, singura condiție de a mai da niște bani în plus, omul a vrut să-și păstreze jantele. Uh-huh. Și, când am terminat, l-am găsit pe omul ăsta după ce ăla cu a șaptele mi-a zis că a vândut-o, m-am dus că era la Bârlad, Focșani Bârlad, sunt 100 de kilometri, e foarte aproape. Bagă. Faci 105 secunde. Bagă și dita mai balaurul în pâine. Da, adică 2 tone să tragă după ea, da. Când am văzut mașina a fost, i-am zis toată, zic, băi, dacă omul ăsta zice nu, eu sunt de preț o săptămână. Zic, nu. Culoarea, nu? Culoarea, cel puțin când am văzut-o că vine de departe. Bă, nici eu n-am văzut niciun așa să-mi atragă așa atenția cu culoarea asta. E genială. Cum ți-am? Camry 360, că tot vorbeam de dotări. Din ce an e mașina? 2016. Bă, sincer, mi se pare
cam lău un pic. Dar ecranul ăsta. Asta voiam nu să vreau zic. Să mă cad pe mine. Nu, ești și sunt de acord pentru că tehnologia este de pe 2012, că ea e un facelift. Da, deci următorul model a venit cu tehnologia nouă, cel da, puțin următorul, din vederea entertainment. Model are niște chestii, nici nu cred că mai e navigația de 6.55, cred că e mult mai mare din ce știu. Că este în primul rând poziționat în altă parte, nu mai e chiar așa în ochii tăi. Nu asta se probabil, mai da, pe de altă parte ai conexiune cu telefonul, nu? Da, pot să mă conectez, eu acum sunt conectat cu Bluetooth. Și pot să-mi pun și CarPlay, adică, pardon, pe meniu. Adică am avea tot ce avea nevoie. Da, are cam tot ce are și aia. Pot să configurez muzica, cum să se audă toate nebuniile alea. Are navigații și pot să zic că se vede foarte, foarte ok. Dacă faci update la navigație, are și predict 3D în București. Adică și cum ați bătut palma? Ne-am întâlnit. Tipul mi-a zis inițial că ar lua a șasele pentru frasul, că n-are bani să o ia pe-a lui, practic. Și ne-am întâlnit, era și frasul, am mers cu ea, a apăsat accelerația și i-am zis că, băi, nu te gândi că nu-i V6. Că nu-i V6-le ăla, adică despre ce vorbim. Și am mai stat să gândească și după mi-a zis, zice că bine, batem palma, îmi dai mașina asta, eu îmi iau jantele, așa mi-a zis. Și i-am zis, băi, ok, sincer, de jante nu mă interesează, pentru că eu dacă ies să-mi iau, mi-aș lua altceva. Și la ce bani v-ați înțeles? Și ne-am înțeles că îi dau mașina mea pe care el a evaluat-o la 18.500 și mi-a dau 14.000 de euro. Super tare. Ceea ce mie nu mi s-a părut un capăt de țară, ținând cont că am muncit, am strâns banii și eu le-am zis alor mei, băi, nu vreau să mă ajutați voi. A, deci e o mașină luată de tine. Eu am vrut să fac, pentru că părinții mei mi-au spus, băi, noi ți-am luat așa de asta, atât ne-am permis. Tu dacă ai pitici pe creier și vrei să ți-l schimbi, pentru că ți-am început să modific, și am zis, băi, nu mai are rost să bag bani, pentru că ce mai ce sub capotă, ce este cel mai important, nu o să schimb niciodată. Corect. E, și le-am zis, băi, mama n-a fost de acord, pentru că mi-a zis, băi, e aceeași mașină până la urmă. Ce schimb? Motorul și culoarea. Poți să faci și altceva cu banii ăia. Că cum sunt părinții noștri, mamă, 320 de cai, mergi cu viteză, tu vrei să te duci la liniuțe. Și am zis, băi, nu vreau să mă la liniuțe, motivul pentru care am vrut mai multă putere, depășiri. Pentru că mergând acasă pe 85 și vrei să depășești cu 150 de cai, te cam chinui la două tiguri unul după altul. Am bătut palma, am plecat acasă, că n-avea fiscalul, că mașina era pe firmă. Ne întâlnim, dai seama că eu eram un pic supărat, zic, bă, da, facă, și vreau să plec cu ea. Și ne-am zis că ne întâlnim miercuri și tata i-a zis, băi, noi am pățit chestia asta cu a șaptea, asta nu o vindic, ăsta moare. Și zic, băi, da, așa e, adică măcar dacă nu vrei să facem schimb, măcar zi-mi să știu și eu ce am de făcut, corect. Băi. Nu, că suntem, ne înțelegem bine și marți seară îl sună pe tata, eu am fiscalul. Iar tata zic, băi, nu pasă că e 5 după amiază. Noi mergem după mașină, eu nu mai aștept până miercuri cum am vorbit noi, că nu știu ce, că nu știu cum. Zic, mergem după mașină, tu nu știu cum faci cu fiscalul ăla, cu cine vorbești, tu faci rost de fiscalul ăla, mergem după mașină. Că noi ne-am dus în seara aia, am făcut schimb, am făcut actele, ne-am dat buletinele, ne-am dat tot. Tare. Și am bătut palma, am făcut schimb de chei, m-am rugat în mașină și asta a fost mașina mea. Mi se pare tare, mi se pare tare. Am cu ea 10.523 de kilometri și un consum modic de 10.8. Foarte puțin. Nu e mult, adică. Încă o chestie. Pe final vreau să-mi spui pe scurt 5 aspecte pozitive și 5 aspecte negative ale mașinii. E o mașină puternică. Pozitiv. Este un V6 sub capotul, totuși ai văzut și tu înainte să-ți deschid boxele, că se aude ceva. Da. Foarte mișto. Pentru că boxele, în primul rând, dacă nu mă înșel, amplifică sunetul, nu doar îți bagă în sunet și nu-ți bagă în boxe. Deci asta mi se pare cel mai important. Sunt niște boxe lângă evacuare, efectiv, alea au un sunet. Pe bune? Chiar există niște boxe afară? Da, este, deci... Cum vin evacuările în exterior, lângă este o tulumbă, nu știu cum să-i zic, așa, și dacă o desfaci, o boxă. Nu. Bai, nu. Deci este o boxă, e sound booster, îi zice. Revenind. Putere. Deci, putere. Opțiuni. 2.
Înăuntru am loc. Eu Corect. Sunt înalt și am loc. 3. Ai spațiu și în spate și în bagaj. Am spațiu. Cutia iar mi se cutia pare. Cutia nu mai aia cu probleme. ZTF-ul este o cutie la un alt nivel. Consum. A, consum. Da, eu, m-am mirat. Adică puțin. Cu cealaltă aveam 6 5 7. 7. 5 aspecte negative. Placa aia din spate este deci da, eu ascult muzică destul de tare și îmi place să aibă bas. Sare și se aude și eu am niște pitici pe creier și nu știu, am încercat. Zorgane. Nu sare de pe poziția ei, că ea nu este fix acolo. Fix unde ai zis tu, că sunt niște boxe okay. acolo sus, acolo, e, acolo este o placă care nu stă fix, nu este super fixată și ea mai sare când ascult muzică la anumite La un anumit bas zgâjii și mă enervează și am realizat că ea de fapt ea se mișcă și intră într-o rezonanță. Știi, culoarea e și un aspect pozitiv și un aspect negativ, că dacă Doamne ferește se zgârie, e altă nuanță când o vopsești și trebuie vopsită toată. E greu de nimerit. Da, e imposibil de nimerit. Ok, hai să-l punem la negativ din punct de vedere a unei probleme. Semi. Cu toate că arată de nebunești. Da. Hai okay. să mergem și pe ăsta. Mai am o chestie. Că display-ul e... n-are legătură cu mașina. Ok, dacă e să o luăm așa, da, atunci pot să zic că dacă tot au făcut un facelift în 2016, puteau și ei să bage niște exact. Tehnologii de 2016, nu de 2012, sfârșit de 2011 chiar. Adică eu parcă aș tinde să merg cu el închis decât să-l las așa. Da, pot să-l închis de aici, adică mie îmi place chestia asta. Mie mi se pare că arată mult mai bine așa. Da, arată, nu neg. Și are frumoase formele astea pe aici. Da, da, e. Chestia asta cu head-up display-ul, da. Cu, da, adică e chiar... Hai încă două. Să-i mai găsim două. În portbagaj, unde este subwooferul, nu are antifonare. Se vede subwooferul din portbagaj? Se vede metalul. Gata, știu. Nu. Astea. Arată bine, dar da. Se zgârie. Da. Da. Adică sunt cele mai nesuferite, cele mai frumoase și cele mai nesuferite chestii care există pe o mașină. Uite, acum dacă mă uit, chiar se vede da. Că e zgâriat. Și de la ce? De la cărpă, că n-are... La mine în mașină nu se urcă nimeni cu capse pe blugi. Păi oricum n-are cum să ajungă aici. Nu, ziceam de piele. Ah, poți da, să zgârii okay. pielea sau să dea cu degetele pe acolo. Nu da. Suport. În primul rând, n-ai ce să cauți cu degetele pe aici. Dacă Doamne ferește, pun o frână, atunci da, poți să pui mâna păi pe bun, volan. Păi bun, și dar... de ce crezi că are zgârieturile astea micro aici? De la cărpa pe care o folosești când ștergi mașina. Când ștergi în interior, ștergi bordul și toată cărpa aia se umple din praf. Da, deci ăsta clar e încă un aspect negativ. Și ăsta, că tot e negru. Și ăsta, deci bucata asta așa, vine neagră la orice mașină. Numai asta diferă, știi? Da, uite și aici dacă te da. Manu, îți mulțumim foarte mult pentru informațiile pe care ne le-ai dat. Eram sigur că se vede foarte multă pasiune și se vede că știi foarte multe despre ea. Vă invităm să ne lăsați în comentarii dacă aveți întrebări referitoare la modelul ăsta, pentru că să fii pe fază să le răspunzi, pentru că văd că le știi. Da. Și îți mulțumim încă o dată pentru că ți-ai făcut timp să mulțumesc și eu că vreun. Am venit. Ne-o prins să dați un like. Direct, obligatoriu. La final vreau să te invit să dai un like dacă ți-a plăcut materialul, să dai subscribe dacă ești pentru prima dată pe al nostru canal, iar până la următorul material, nu uitați. Iubiți-vă mult. Mașinile, pa pa.